Cred că vă dați seama din poză și, și în funcție de medalionul de la gât despre ce vorbesc astăzi, despre horoscopul dragostei. O precizare însă, la horoscopul lunii. Foarte multă lume mi-a scris, de ce nu fac eu o filmare, una pentru toate semnele zodiacale. Ei bine, vă rog să mă credeți că și mie mi-ar conveni, în loc să filmez 12 semne în română și 12 semne în engleză, să fac o filmare, una și una. Dar există anumite reguli de indexare ale YouTube-ului. Există niște ierarhii, cu cât crești mai mult în ierarhie, pretențiile YouTube-ului sunt mai mari și pe bună dreptate. Când devii un influencer, trebuie să te supui. Și iată, regula este să fac horoscoapele astea mari, fiecare câte una, așa încât ne adaptăm când o să dețin eu YouTube-ul, o să fac cum vreau. Până atunci dansăm, cum ne zic ei. Și încă ceva, nu mai repede, deci am avut un live broadcasting sâmbătă noapte, a dispărut. Vă imaginați, vă rog, nu mai scrieți că ce s-a întâmplat și a dispărut, nu l-am șters eu, cor fi hackerii, cor fi YouTube, n-am nicio treabă, nu știu, nu-mi bat capul. Eu am hotărât de acum să fiu în zen, ce filmări rămân, aia e și cu aia defilăm, da? Bun, vă reamintesc că în luna aceasta, că tot începe horoscopul dragostei și sunt convinsă că în dragoste cu toții ne dorim să ne creăm o realitate, nu o fantezie, o realitate cât mai pozitivă. În această lună, pe data de 28 martie, sâmbătă, la ora 12, ora României, va avea loc webinarul olimpian. De data asta vom vorbi despre Mercur. Și tema tratată în webinar este creează-ți realitatea pe care ți-o dorești. Cei care doresc să afle informații și cei care doresc să se înscrie la webinar, îmi scrieți, vă rog, pe adresa, vă aștept cu drag mesajele, contactarond@astrologalexandracoman.com. Și vă dau toate detaliile legate de webinar. Dar, pentru că în webinarul acesta voi trata subiecte foarte importante despre crearea realității, nu astea care le vedeți, stăm și facem afirmația cu abundența, dar pe bune, ce abundență ești că tu ești mor de foame? Da? Deci lasă-mă, deci vom lucra chestiuni serioase. Vreau să îmi scrieți, cei care doriți să participați la webinar, în trei rânduri. Nu îmi scrieți povestea vieții, că nu are nimeni timp să citească când am desortat. În trei rânduri, ce vreți să schimbați în viața voastră, da? Și dacă ceea ce vrei tu să lucrezi în viața ta se pliază pe temele pe care le propun în webinar, atunci te aștept cu drag în el și vei primi detaliile privind înscrierea. Mai am ceva de spus? Nu cred că mai am ceva de spus. contactarond@astrologalexandracoman.com. Încă o dată vă dau adresa. Cei care sunt interesați să participe sau să ia informații, să primească informații despre acest webinar. E un webinar în care prima oară participanții mei vor lucra cot la cot cu mine, vom lucra la exerciții, o să behăim cu toții. Eu am aplicat aceste exerciții și chiar am obținut realitatea pe care mi-o doresc. Chiar am obținut realitatea pe care sunt exemplu viu că poți în viață să faci orice îți dorești. Și cei care mă cunoașteți știți asta. Așa încât chiar poți să înveți de la un om care a aplicat tehnicile hermeneutice și au funcționat. Dar explică-mi ce vrei tu să schimbi în viața ta. Dacă vrei să-ți moară vecinul în chinuri și amanta soțului să chelească,
ai o problemă, n-ai cum să vii la webinarul meu, deci no way. Schimb doar în bine, nu vreau să aud de ăștia care vor să facă rău și să facă nu știu ce. Bun, și iubirea. Unele luni încep cu o mare zgâlțială. Luna februarie a fost una din acele luni când soarele, la începutul lunii, era fără direcție. Și fiind fără direcție, automat ne-a dat totul peste cap. Automat a răsturnat ierarhii, ordine. A schimbat totul cu susul în jos. De data aceasta, luna martie începe foarte frumos. Foarte frumos. Să știți că în analiza horoscopului dragostei am hotărât să introduc și analiza asteroizilor. Până acum nu foloseam asteroizii decât în consultațiile mele particulare, dar acum că s-au cernut mult din subscriberii mei și tot îi cern, e timpul să mergem la next level, la informațional. Și băgăm și asteroizi în analiză, introducem asteroizi în analiză și este o lună în care ne conectăm karmic extrem de profund și intens la experiențele anterioare pe care le-am avut, dacă ești deschis în viețile anterioare, dacă nu crezi în asta, atunci în această viață. Tema de lucru, indiferent de semnul zodiacal din care faci parte, dacă te duci pe zona de dragoste, da? Deci de horoscop al dragostei, tema ta de lucru obligatoriu este alege-te pe tine însăți. Alege-te pe tine însuți. Și oricât de mari ar fi furtunile prin care treci, reține ca să le depășești cu brio. Ascendentul este pe Scorpion, zodia supraviețuirii. Întotdeauna am spus, dacă vine și un război atomic pe planetă, Scorpionul e cel care reușește să supraviețuiască. Ne pregătim pentru unele bârfe și unele șicane, vom vedea ce și cum. Conflictele sunt din partea femeilor, bărbații sunt mai cu minței. Bărbații acum se duc să facă bani, se duc ei să-și rezolve divorțuri, se duc să-și facă partaje, se duc în procese, se duc la sală, se duc să-și caute job. Nu, în această lună, pe horoscopul dragostei, femeile sunt cheia și lacătul universului. Și de acolo pornește mărul discordiei și de acolo se reîntoarce pacea la noi. Este o lună importantă pentru că se produc tranzite speciale. Venus, deci hai să le luăm în ordine cronologică. Pe 4 martie, Mercur intră în semnul vărsătorului, chiar dacă este în retrogradare. Nu are importanță. Planeta comunicării, a mentalului, a strategiilor intră într-un semn în care învață lecția libertății. Apoi Venus pe 5 martie intră în semnul Taurului, în semnul ei zodiacal. O să fim frumoase, o să fim senzuale și o să mai câștige unele doamne în greutate. Dacă ești născută în semnul zodiacal al Taurului sau ai ascendentul pe Taur, Fecioare sau ai ascendentul pe Fecioară, Capricorn sau ai ascendentul pe Capricorn, deci marcajele de pământ, astea câștigă kilograme, nu multe, dar le pun. Dar știi care e partea faină? Că ai să arăți foarte bine. Venus în Taur e voluptoasă, niciodată n-ai să vezi în Taur o Venus slabă, că Venus ține de iubire, de amor, de sexualitate
Nimeni nu vrea în pat, o schijă, nu-i așa? Și, bineînțeles, nimeni nu vrea în pat nici să se lăbărțeze cineva foarte gras, nu? Dar, în orice caz, venusiana adevărată este cu forme. Iar apoi vine Saturn, care intră și el temporar până la vară în semnul vărsătorului, după data de 22. Ce se întâmplă în această lună în care, uitați câte lucruri importante, Venus intră în zodia ei, că Venus, pentru că Venus guvernează Taurul și Balanța, Saturn și Mercur cochetează cu vărsătorul. Păi învățăm să facem ce dorim, să ne trăim viața, să simțim lucrurile în plinătatea lor. Este vorba despre sentimente și emoții pe care până acum nu le-am exprimat și pe care de acum încolo le vom exprima. Este despre a decide și a hotărâ conștient să trăiești viața pe care ți-o dorești. Și să vedem în continuare ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Fecioara și luna martie. Această filmare nu este pentru cei care au ascendentul sau luna natală în Fecioară, ci este dedicată numai și numai zodiei Fecioare. Așadar, luna martie aduce niște provocări extrem de interesante pentru fecioar. Am spus în prezentarea generală că de această dată introduc în analiza mea horoscopului dragostei și secțiunea asteroizilor, pentru că ne dă un plus informațional necesar analizei. Așa încât, pentru tine, vreau să spun că luna martie este un moment, în ceea ce privește dragostea, este un moment de vindecare. Tu vindeci ceva din trecutul tău, depășești o traumă emoțională legată de iubire, te transformi, te schimbi, alchimizezi, aș spune. Nu ți-aș recomanda, dacă ești o fecioară singură, să te grăbești să sari într-o relație cel puțin până pe 16 martie. Pentru că în perioada 1 martie, 16 martie, ajungi la niște conștientizări particulare legate de dragoste, de acțiunile tale, de ce ți s-au întâmplat anumite lucruri. S-ar putea chiar să afli niște adevăruri legate de persoane pe care credeai că ar putea să-ți fie parteneri, să intri într-o relație cu ei. Și surpriză, uite că nu-s chiar așa, nu ies lucrurile chiar cum credeai. Și ai ocazia, până pe 16 martie, să lucrezi la mentalul tău, dar atenție, dacă altor zodii le spun, du-te, distrează-te, schimbă-ți înfățișarea, fă sport, nu știu, schimbă-ți coafiura, ție spun următorul lucru. Dragă fecioară, indiferent dacă ești femeie sau bărbat, ai nevoie să vindeci rănile dragostei. Chiar dacă tu spui că ești în regulă, eu vin cu replica, hărțile nu mint niciodată și adevărul, dincolo de percepția umană, lucidă, se află mult în relația dintre planete și apoi când începi să analizezi, sufletul tău conștientizează că, wow, chiar așa sunt lucrurile. Ei bine, tu până pe 16 martie ai de vindecat. Dacă ești în cuplu, dacă ești într-o relație, da? Se vor cerne foarte multe. Cumva aș spune că este un baraj emoțional până pe 16 martie, când cuplurile în care se află o fecioară fie își asumă relația, fie se destramă sau fac primii pași în vederea ruperii relației. După 16 martie se transformă. Totul se transformă. Și fecioara începe să manifeste, indiferent dacă e în cuplu sau e singură, dorința de a-și trăi viața.
Ai chef să trăiești, ai chef să iubești, ai chef să te simți bine, dincolo de bariere sociale, dincolo de norme, dincolo de limitările impuse de ceilalți. Și uite că Fecioara, după 16 martie, se bagă în tot felul de nebunii. Relații complicate, parteneri excentrici, nu înseamnă că neapărat e de rău. Dar relațiile pe care ai putea să le începi sau relația ta pe care ți-o transformi se vor duce pe o nișă a explorării vieții, a descoperirii unor filozofii adânci și a unor trăiri extrem de importante, emoțional, profunde. Și aici trebuie să ai grijă să nu te lași prea mult prinsă în această formă de trăire emoțională care s-ar putea să te obosească. Ești până la urmă un semn practic de pământ. Tu ai nevoie de lucruri practice. După data de 22, fecioarele care se află într-un cuplu pot construi foarte frumos. Poți să faci un copil, poți să construiești o casă, poți să cumperi un apartament, poți să pui bazele unei afaceri împreună cu partenerul tău. Se consolidează relația. Fecioarele care sunt singure au șansa să întâlnească fie la un drum, fie prin intermediul unei călătorii, fie prin intermediul internetului, o persoană din altă cultură cu care să aibă o relație sau să dezvolte o poveste de iubire. Lucrurile intră pe un făgaș normal după 22, când e mult mai multă stabilitate, mult mai multă maturitate în sufletul tău și se iau decizii orientate către cuplu și către viața partenerială. Fecioarele singure vor încerca să caute un partener cu care să aibă o relație, fecioarele aflate într-un cuplu vor pune bazele solide ale relațiilor. Prin repet, faci un copil, începi o afacere, construiești o casă, cumperi un apartament. O lună interesantă și plină de maturizare, dar și cu multe procese de vindecare în privința dragostei pentru fecioară. Cam acestea au fost previziunile dragostei pentru luna martie, pentru semnul tău zodiacal. Îți mulțumesc că ai urmărit această filmare. Nu uita să dai like, share dacă ți-a plăcut. Îți reamintesc, pe 28 martie are loc webinarul olimpian dedicat planetei Mercur cu tematica Creează-ți realitatea pozitivă pe care ți-o dorești. Dacă vrei detalii, informații sau să participi la acest webinar, trimite-ne un e-mail pe adresa contactarondastrologalexandracoman.com cu 3 rânduri maxim în care să menționezi de ce dorești să îți schimbi realitatea sau ce dorești să schimbi la realitatea în care trăiești acum. Iar dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele postări, cu următoarele mele videouri, nu uita să apeși butonul subscribe. Să ai o primăvară superbă, luna martie să-ți aducă împlinire și liniște în suflet, în dragoste, și să ne vedem cu bine și la alte filmări. Pe curând!